Este ora 13, bine v-am găsit. Compensarea facturilor la energie trebuie să se facă în funcție de consumul din acest an. Asta susține premierul Nicolae Ciucă. După cum știți, guvernul încă nu a stabilit criterii definitive pentru compensare. Numai puțin de 11 variante ale legislației privind calculul prețului energiei au fost discutate până acum. Iată răspunsul de astăzi al premierului Ciucă. Până la urmă, facturile vor fi calculate în funcție de consumul curent sau în funcție de consumul de anul trecut. Ordonanța de urgență stă de mult timp în Parlament și e foarte controversată. Cei de la ANR spun că nu ar vrea să fie calculate în funcție de consumul curent. Când vedem o variantă finală și care ar putea fi aceea? Am discutat și am analizat acest aspect, inclusiv în coaliție. Noi susținem ca această analiză să se realizeze față de consumul curent. Este foarte dificil să facem referire la consumul de anul trecut, iar să ne ducem pe o perioadă și mai mare, cu 2-3 ani în urmă, nu facem altceva decât să îngreunăm și să ducem totul într-o birocrație de unde probabil vom ieși destul de greu. Ministrul Educației nu mai vrea ore online în acest an școlar. Ligia Deca a declarat în prima conferință de presă în calitate de ministru că prioritatea este păstrarea tuturor școlilor deschise, indiferent de modul în care va evolua criza energetică. Urmărim declarația doamnei Deca. Ministerul Educației și eu personal dorim ca școlile să rămână deschise, indiferent de cursul pe care criza economică sau energetică îl va lua. Nu ne mai putem permite goluri sau pauze în procesul de învățare. Există discuții guvernamentale privind sprijinul acordat școlilor și autorităților publice locale, în așa fel încât să nu existe discuții, cum am mai văzut punctual, de trecere în online, când, de facto, copiii au nevoie să vină la școală. Voi păstra măsurile care au intrat în vigoare anul acesta, de exemplu, organizarea modulară a anului școlar, și vom analiza această formulă după un an de la implementare. Unul dintre județele care au anunțat că vor scurta orele din cauza facturilor din ce în ce mai scumpe la energie este județul Târgu Jiu. Avem o legătură directă cu domnul primar din Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Sunteți printre primii care ați anunțat că veți scurta orele. Iată, doamna Deca, ministrul educației, spune că anul acesta este o prioritate a ministerului să nu se treacă în online și, de asemenea, orele să se desfășoare în regim normal. Credeți că va fi posibil? Distinsă, doamnă, în primul rând că hotărârea nu a fost luată la nivelul autorității publice locale. Noi nu suntem competenți în a lua astfel de hotărâri. Consiliile de administrație de la nivelul unităților de învățământ au competența necesară pentru a reduce ora de la un program de 50 de minute la un program de 40 de minute sau de 45 de minute. Autoritatea publică locală nu susține o astfel de măsură, pentru că în acest moment, pe costurile standard care sunt repartizate unităților de învățământ, noi suntem acoperiți cel puțin până la sfârșitul lunii noiembrie. Luna decembrie ce veți face? Așteptăm o rectificare. Am ascultat și eu declarația doamnei ministru și din declarația dumneai am înțeles că va face toate demersurile necesare în așa fel încât unitățile de învățământ să nu fie afectate până la sfârșitul acestui an calendaristic. Este o declarație corectă și eu sunt convins că pe baza solicitărilor care deja le-am transmis Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației, în luna noiembrie, eu știu că se va face o rectificare bugetară în luna noiembrie, sumele de care avem nevoie pentru a putea funcționa în parametrii optim vor fi repartizate de către Ministerul Finanțelor prin... Dacă nu veți primi bani la această rectificare, există posibilitatea ca școlile să se închidă în decembrie? Exclus la nivelul municipiului Târgu Jiu. Eu nu pot să exclud o astfel de decizie la nivelul celorlalte autorități publice locale, însă am făcut toate demersurile necesare ca în condițiile în care nu se va face o astfel de rectificare, autoritatea publică locală competentă să poată face o rectificare pe bugetul local pentru asigurarea în integralitate a acestor sume, pentru ca anul școlar să se încheie în cele mai bune condiții. Deci dacă nu îi primiți de la guvern, îi primiți de la autoritatea locală.
noi, ca și autoritate publică locală, putem să suplimentăm bugetele pentru unitățile de învățământ în așa fel încât să nu avem probleme în decursul acestuia. Deci aveți bani, domnule primar, să suplimentați bugetele în așa fel încât copiii să nu stea în frig? Disinte, doamnă, niciodată la nivelul autorității publice locale nu se găsesc bani pentru tot ceea ce ne-am dorit să facem. Însă când este vorba de învățământ, mai ales că calitatea mea de bază este aceea de profesor, sunt doar vremelnic în calitatea de primar, am soluțiile în așa fel încât unitățile de învățământ să nu aibă de suferit, ci în felul acesta elevii și profesorii să nu se prezinte la ore în cele mai bune condiții. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Viața oamenilor diagnosticați cu cancer ar putea să se schimbe, pentru că am aflat de curând că sunt două companii de care ați auzit în perioada pandemiei, compania Moderna, cea care făcea un anumit tip de vaccin anticovid, dar și grupul farmaceutic Merck, care au anunțat că vor dezvolta împreună un vaccin împotriva cancerului. E vorba despre cancerul de piele. Știrea oricum este una revoluționară. În prezent, vaccinul pe bază de ARN mesager se află în faza de testare. Astfel, pacienților care au risc crescut de cancer de piele, li se administrează această doză împreună cu un medicament oncologic. Haideți să vedem explicațiile. După mai mulți ani de cercetări, companiile farmaceutice americane Moderna și Merck au încheiat un acord pentru a dezvolta și comercializa împreună un vaccin cu ARN mesager pentru pacienții cu risc crescut de cancer. În prezent, vaccinul pe bază de ARN mesager se află în faza de testare și este administrat împreună cu un medicament oncologic la pacienții cu risc sporit de cancer de piele. Până la sfârșitul acestui an sunt așteptate rezultatele studiului clinic. Moderna și Merck colaborează încă din 2016 la dezvoltarea unui vaccin în lupta cu cancerul. În urma parteneriatului, cele două companii vor împărți costurile și profiturile ulterioare. Totodată, mai multe studii sunt în desfășurare pentru a testa tratamente împotriva cancerului. În prezent există câteva vaccinuri pentru a preveni această boală sau chiar pentru a o trata. Informația e una importantă într-o țară în care în continuare numărul pacienților, numărul bolnavilor de cancer este în creștere. Îi mulțumesc medicului Tudor Ciuhodaru, aflat în legătură directă. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, bine v-am regăsit! E prea devreme să ne facem speranțe, domnule doctor! Eu zic că știința oricum va avansa de multe puncte de vedere, dar până una alta am văzut abordarea apropo de vaccinul ARN mesager în această pandemie. Uh-huh. Sunt multe întrebări fără răspuns și cel puțin ceea ce s-a declarat parțial la audiere din Comisia de COVID în Parlamentul European ridică numeroase semne de întrebare. Când vorbim despre un plan coerent de luptă anticancer și doamna Chiriac e nevoie mai mult ca oricând de un plan de luptă împotriva cancerului la nivel european, am reușit să facem acest lucru, dar aici înseamnă și prevenție, și diagnostic, și acces la resurse, iar multe dintre amendamentele pe care le-am propus acolo, inclusiv să ai dreptul la a doua opinie atunci când ai un pacient oncologic în familie sau să poți deconta cheltuielile pentru membrii familiei când ai un copil cu boală oncologică, au fost adoptate și sper să fie transpuse cât mai rapid în legislația românească. Pe bază de știință ne facem foarte multe speranțe, există o sumedenie de medicamente care sunt descoperite pe traseu, dar fiecare acest lucru trebuie să îndeplinească două condiții esențiale. Să fie eficiente și să fie sigure, așa cum am mai auzit, și mai mult decât atât, studiile acestea să fie transparente, că în rest vorbim despre afaceri, înțelegem și dorința firmelor farmaceutice să facă acest profit, nu sunt companii de caritate, dar orice astfel de decizie trebuie bazat pe ceea ce înseamnă respectarea riguroasă a tuturor etapelor clinice de testare, pentru că altfel, uitați-vă și dumneavoastră, rămân foarte multe întrebări, foarte multe semne de întrebare și multe lucruri care ar trebui să fie clarificat. Da, domnule doctor, degeaba apar, pot să apară 20, 30, 2000 de astfel de produse medicale, un vaccin, dacă omul ajunge la timp, că și vaccinul acesta se administrează într-o etapă a bolii care nu poate să fie una legată de metastază sub nicio formă, trebuie să fie una incipientă. Ori medicii din România, confrații dumneavoastră, susțin că în țara noastră, din cauza pandemiei, oamenii au ajuns târziu, dacă nu chiar foarte târziu, la medic, oameni bolnavi de cancer, într-o etapă în care deja nu mai sunt prea multe de făcut.
Să știți că sunt probleme inclusiv în Uniunea Europeană. La noi a fost și mai rău decât în alte părți. S-a refuzat practic accesul pacienților în spitale. Au fost oameni dați afară din spitale, ceea ce este incredibil. Nu s-a mai întâmplat nicăieri în lumea asta. Iar pe de altă parte și la nivel european aproape 100 de milioane de teste de diagnostic precoce nu au fost efectuate legate de cancer. Unul din doi pacienți care avea simptomatologie sugestivă pentru așa ceva nu a putut beneficia de evaluare, de terapie și gândiți-vă că în acest sens au descoperit tardiv aceste cazuri sau lucruri care ar fi putut fi corectate nu s-au corectat. Iar da, Chiria, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Mai ales că eu vreau să fim tratați și la Iași, și la București, și la Oradea și la Timișoara, la fel ca la Bruxelles. Și să știți că nu mă refer doar la tratamentul medical. Vorbim despre un sistem în care trebuie să ai educație pentru sănătate și să ai și acces la resursele de diagnostic și tratament. Iar prevenția rămâne extrem de importantă. De la ceea ce mănânci, de la ceea ce poți să efectuezi, de la ceea ce poți să poți diagnostica precoce, iar lucrurile acestea trebuie corectate pentru că dacă vorbim despre melanom, să știți că el ca incidență este relativ redusă în rândul cancerilor de piele, cam 4% din cancerele de piele, dar pe de altă parte mortalitatea rămâne extrem de ridicată, aproape 80% dintre ele, dacă nu sunt diagnosticate și corectate la timp, pot avea o evoluție nefavorabilă. Aici trebuie să schimbăm abordarea. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră și despre o informație pe care am primit-o astăzi, un semnal de alarmă tras de Asociația Infocons, care a realizat un studiu din care reiese că majoritatea pastilelor acelea pentru tratarea, pentru ușurarea durerii de gât, că nu despre tratare e vorba, ci despre o stare de confort pe care ți-o dau aceste pastile, sunt pline de aditivi alimentari și îndulcitori chimici. Infocons le recomandă românilor să citească etichetele înainte de a achiziționa pastilele. Vedem reportajul și comentăm. Conform unui studiu realizat de Infocons, toate pastilele de gât analizate au în componență cantități enorme de euri. Este un semnal de alarmă să înțelegem că putem să mâncăm un salam, putem să mâncăm chipsuri sau prăjituri, putem să mâncăm tot felul de alte produse, dar care să conțină cam aceiași aditivi. Potrivit aceluiași studiu, pe aproape 70% din etichete nu este menționată cantitatea de zahăr. În urma studiului s-a remarcat faptul că medicamentele pot conține diferiți îndulcitori. Specialiștii le recomandă pacienților să citească etichetele înainte sau să apeleze la tratamentul oferit de medici. Ar trebui să fim mai atenți, să învățăm să citim eticheta, fiindcă putem găsi și produse fără aditiv, putem găsi și produse fără zahăr, importantă este substanța activă și astăzi s-ar putea să le găsim chiar mai ieftin. Bun, domnule doctor Ciuhodaru, ne năpustim în acest sezon asupra acestor pastile în legătură cu care Infocons trage un semnal de alarmă. Cât de eficiente sunt ele? Iată, mai aflăm că sunt și pline de aditivi alimentari. Aici avem iar o mare problemă, doamna Chiriac, și o spun de atâtea ori. Cum ajungă lucrurile acestea pe piață? Până la urmă ar trebui să fie controlate, verificate, că nici eu, nici dumneavoastră, nici nu suntem chimiști. Da? În schimb, putem să avem efecte secundare de la numeroase de substanțe chimice, sub ambalajul ăsta și cu o reclamă foarte frumoasă, cu o mare iluzie, cu o mare țeapă la un click distanță, ți se servesc tot felul de lucruri care au pe de o parte eficiență limitată, iar pe de altă parte nu știi la ce te expui. Dacă Infoconsul ăsta deja a văzut că lucrurile sunt chiar atât de grave, de ce nu este la Agenția Națională a Medicamentului, la Ministerul Sănătății, la cei care la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, că înseamnă că avem o problemă reală în ceea ce se comercializează în România. Și dacă vreți să mai fac și aici o mică paranteză, că tot mă sună de dimineață o sumerie de pacienți, atenție și la reclamele mincinoase, că m-a mai apărut și eu recomandă tot felul de medicamente, nu recomand niciun fel de medicament prin nicio reclamă și ele pot fi periculoase, mai ales că nu știm efectele secundare și atâtea lucruri extrem de neplăcute. Dacă acest Infocon spune că avem o problemă reală, ar trebui să se gândească că am propus de atâtea ori ca să există o rețea de centru de referință apropo de ceea ce înseamnă medicamente, alimente, apa și papa și medicamentele, nu scăpăm niciodată de ele, în așa fel încât atunci când intrăm în farmacie, în magazin, în alimentar, în ce vreți dumneavoastră, în piață, toate acestea să fie sigure și să nu pună niciun fel de problemă din punctul aditivilor sau a componentelor. Mi se pare incredibil să-mi spui că în piață pe România există produse
produse care îmi pot pune viața în pericol sau care nu corespund de punctul de vedere a ceea ce există acolo. Și cred că o măsură fermă în acest moment ar fi ori suspendarea lor de pe piață, ori închiderea celor unităților care comercializează așa ceva. Da, doar deci, că nu lipsesc măsurile ferme. De câte ori ați auzit că un medicament, un supliment alimentar a fost suspendat de pe piață în condițiile în care el nu e verificat încă de la început? Ar trebui autorizarea acestor suplimente alimentare ține cont de niște criterii absolut relative. Dar știți foarte bine că s-a eludat aici Volt, ceea ce înseamnă aprobarea medicamentelor. Suplimente sau care nu sunt numite medicamente sunt foarte ușor de pus pe piață fără niciun fel de problemă și aici este o mare problemă de sănătate. Eu cred că lucrurile astea ar trebui să fie controlate foarte clar. Când vorbim despre viața noastră, viața copiilor noștri, nu există loc de întors sau că se merge și așa. Și la aceste condiții, cred că după o astfel de sesizare, vreau și eu să văd măsuri ferme, clare, și la nivel legislativ, dar mai ales la nivel educațional, doamna Chirian, pentru că dacă am avea acel capitol mic la orele de biologie în care să ni se spună, să verificăm, să vedem care sunt efectele secundare, ce putem păți de la astfel de produse, care sunt aditivii periculoși pentru sănătate, dacă nu le protejează autoritățile, am învățat noi și în pandemie că suntem pe compropriu, măcar să știm la ce să ne așteptăm și să nu comercializăm ceea ce ne poate pune viața în pericol. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru intervenția dumneavoastră. Sunt imagini de ultim moment, un incendiu care are loc chiar acum în apropiere de București. Vedeți și dumneavoastră imaginile, un nor impresionant de fum. S-ar auzi chiar explozii din interiorul acestui depozit, un fel de centru de marfă. În scurt timp vom avea o legătură directă cu purtătorul de cuvânt. Este deja la telefon domnul Daniel Vasile. Bună ziua, purtătorul de cuvânt al ISU București. Bună ziua, domnule Vasile, vă mulțumesc. Bună ziua. Ce ne puteți spune despre acest incendiu? Ce știți? În acest moment, incendiul afectează două corpuri de clădire, două spații pentru depozitare în localitatea Voluntari, o suprafață de cel puțin 5.000 de metri pătrați care este afectată de incendiu. Este o ardere foarte puternică, ardere violentă, cu degajare mare de fum și acționăm din exteriorul acestor clădiri pentru stingerea incendiului. Am măsuri pentru evacuarea persoanelor din imediata apropiere. Mă refer aici la comercianți, în primul rând. Și în acest moment acțiunile noastre se concentrează pentru limitarea propagării acestui incendiu, care are o violență destul de semnificativă. În interiorul acestui depozit sunt materiale cu potențial exploziv? În acest moment, din interior, se aud explozii succesive ale materialelor combustibile care ard, însă nu cunoaștem cu exactitatea natura acestor materiale. Degajarea de fum este una foarte intensă. Resursele noastre sunt amplasate pe două dintre laturile clădirilor, că v-am precizat că sunt două, însă la o distanță semnificativă, pentru că deja una dintre clădiri este vizibil afectată de incendiu și este parțial prăbușită. Ne-ați dat informații... Deci, confirmați faptul că se aud explozii și că materialele din interior, e vorba despre combustibil, ce acolo? Ce credeți că... Aceste explozii sunt generate cel mai probabil de existența unor recipiente sub presiune. Însă nu știm exact natura acestor materiale și vă mai pot informa faptul că, în urmă cu doar 20 de secunde, a fost emis un mesaj pentru informarea populației și avertizare prin sistemul RoAlert privind degajările mari de fum din această zonă comercială. Este o zonă preponderent cu spații pentru depozitare. Nu sunt locuințe în imediata apropiere, însă este foarte important să cunoaștem că aici este un incendiu în desfășurare și dacă este posibil să fie facilitată și deplasarea autospecialelor de pompieri către locul intervenției. Norul are o culoare destul de întunecată, deci potențialul de poluare, domnule Vasile, presupun că e mare în momentul acesta. Este o degajare foarte mare de fum, o coloană consistentă, semn că în interior sunt cantități mari de materiale combustibile depozitate în cele două corpuri de hală, care la prima evaluare ar avea aproximativ 10.000 de metri pătrați. Însă încercăm localizarea acestui incendiu și oprirea propagării și dezvoltării incendiului, așa cum reușim în acest moment prin amplasarea resurselor, pentru că drumurile laterale sunt greu accesibile pentru autospecialele de pompieri. Este un teren viran.
Da, vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. S-a emis și un mesaj ro-alert pentru cei care se află în zona Voluntari. Este vorba despre complexul Smart Flora din Voluntari. Se aud explozii succesive, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU, din cauza materialului cu potențial exploziv. E vorba despre combustibil care s-ar afla în acest depozit și, după cum vedeți, norul de fum are o culoare destul de închisă. Există pericolul de propagare a focului. Vom urmări ce se întâmplă acolo, pentru că, după cum spunea purtătorul de cuvânt al ISU, este destul de dificil, chiar și pentru autospecialele pompierilor, să ajungă acolo. Aseară în București, imagini absolut impresionante. Zeci de oameni au blocat una dintre cele mai mari artere rutiere din capitală. Este vorba despre șoseaua antieriană, acolo unde, în urmă cu două zile, un tânăr de 19 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni. E cazul ca aceste accidente să se termine, pentru că nu e prima oară când în acest loc se produc accidente mortale. Acesta este semnalul de alarmă tras de oamenii pe care îi vedeți defilând pe trecerea de pietoni. Nu știu dacă am mai văzut vreodată în București așa ceva, în semn de protest față de această trecere nesemnalizată sau insuficient semnalizată. Avem o legătură directă cu domnul Lucian Diniță. Bună ziua, domnule Diniță, vă mulțumesc mult! Salut, mâna, și bun găsit tuturor! Cunoașteți foarte bine harta rutieră a Bucureștiului, cunoașteți foarte bine deficiențele în materie de semnalizare pe care încă le avem aici în București. Cum vi se par imaginile de la acest protest? Păi, în primul și în primul rând, revolta este justificată. Și am să explic foarte clar. Legislația din 2002-2003, da? A prevăzut încă de atunci faptul că pe drumurile cu mai mult de o bandă pe sens trebuie să existe insule acolo unde sunt treceri pentru pietoni. Ceea ce nu s-a întâmplat. Nu știu ce se întâmplă la nivel de capitală. Cei care sunt de la administrația stăzilor n-au pus-o în aplicare și sunt 20 de ani. Deci revolta este normală și este justificată. Pe de altă parte, nici semnalizarea la un moment dat nu mai este cea care trebuie. Pentru că acum și dumneavoastră și eu suntem destul de bine umblați până această Europa și am văzut foarte bine că am cum să semnalizează trecerile pentru pietoni. Și mai ales noaptea. Da? Acest lucru nu se întâmplă în România. Poate cineva va trage un semnal de alarmă la un moment dat și va pune în aplicare ceea ce scrie în lege, nu ceea ce vrem noi. Scrie în lege și este și legislație internațională, europeană, cum o vreți dumneavoastră. Ne place să fim europeni, ne place să avem o țară ca afară, dar se pare că nu. Da, ne place și să achiziționăm mașini performante, motociclete performante, echipamente de ultimă generație pentru polițiști. Sigur, toată lumea are nevoie pentru a avea o poliție performantă, dar ce-ar fi să avem marcaje, drumuri trasate, în așa fel încât oamenii care traversează în mod regulamentar să nu moară cu zile în țara asta? De fapt, despre asta e vorba. Doamna Chiria, ați văzut dumneavoastră să intereseze pe cineva așa ceva? Întrebarea dumneavoastră este justificată și este pertinentă. Dar ați văzut dumneavoastră să întrebe să intereseze pe cineva așa ceva? Domnule Diniță, cât de scumpe sunt sistemele de semnalizare, alea care se văd cu adevărat, cum se văd în Occident? De ce avem o ezitare în a achiziționa aceste sisteme de semnalizare? Pentru că nu se vrea. Banii aia pot să apreciază că pot fi folosiți în altă parte. Deși nu pot să vă dau numele firmei respective, care însemna că îi fac reclamă, dar există un proiect la nivelul Ministerului Transporturilor care putea fi aplicat și în capitală, cu semnalizare de trecere pentru pietoni, ultrasemnalizare. Și sunt chestiuni care sunt pe LED-uri, pe încărcare solară și așa mai departe. Nu se dorește. Nu se dorește. Mai bine banii aia îi folosim, să spunem, la altceva.
interesează pe cineva siguranța rutieră, când o să spuneți mie așa ceva și o să și demonstrăm așa ceva, atunci voi fi de acord cu orice. La ce am putea folosi în condițiile în care în București, pe o trecere de pieton, moare un tânăr de 19 ani care s-a gândit să traverseze regulamentar? Asta e extrem de cinică abordarea autorităților. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Diniță, fost șef al poliției rutiere. Facem o foarte scurtă pauză. România e astăzi într-un moment rar întâlnit. Un prim-ministru, domnul Nicolae Ciucă, îl așteaptă pe ministrul apărării, domnul Dâncu, să se întoarcă acasă pentru a îi explica că poziția guvernului este diferită de poziția sa. Declarațiile au fost făcute în urmă cu puțin timp de ministrul, de premierul României, de domnul Ciucă. De asemenea, în desfășurare, în capitala Kazahstanului, un summit extrem de important, în cadrul căruia președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, va încerca să-l convingă pe Putin să pună capăt războiului. Despre toate vorbim în minutele următoare. Rămânem împreună! Turcia vrea să oprească vărsarea de sânge dintre Rusia și Ucraina. Aceasta este declarația lui Recep Tayyip Erdoğan înainte de întâlnirea cu președintele Vladimir Putin de astăzi din Kazahstan. Ce va reuși să obțină solul sultan astăzi? Încercăm să analizăm alături de domnul general Cristian Barbu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul Erdoğan are ambiții mari și are așteptări în urma acestei întâlniri. E foarte interesantă poziția Turciei. Dronele fabricate în Turcia, celebre Bayraktar, au devenit celebre după ce ucrainienii au câștigat nenumărate victorii datorită acestui tip de armament. Pe de altă parte, Erdoğan n-a ezitat să-i primească pe oligarhii ruși, să le ofere posibilitatea de a veni în Rusia, nu a încetat nici dialogul cu Vladimir Putin. Haideți să încercăm să vedem care este poziția lui în acest moment, domnule general. Președintele Erdoğan are o poziție, să zicem, privilegiată din punctul de vedere al relației atât cu NATO, cu o parte din Europa, în statele europene, dar mai ales cu Rusia și, de ce nu, chiar și cu Iranul, în anumite puncte de vedere. Mai nou, chiar și cu Siria. De ce? Pentru că are o economie în curs de dezvoltare, destul de puternică însă pe anumite domenii și e chiar lider în zona noastră. Doi, are o poziție geografică teribilă, greu de găsit o altă poziție atât de bine aranjată din punct de vedere geostrategic și trei, are o armată care nu este deloc întâmplătoare. În acest sens, sigur că are de plătit cumva ca cu bucurie, cu prietenie sau mai mult să recompenseze pe președintele Putin cu o amabilitate. Dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a produs acel Puci, era președintele Putin la telefon și i-a spus: măi, vezi că ți se cere capul. Sigur că au rămas prieteni în acest sens. Și atunci, cum vedem noi lucrurile în acest moment? Din punct de vedere al relației cu NATO, președintele Erdoğan joacă acea carte a avioanelor speciale și a sistemelor balistice în contrapartidă, însă amenință cumva Grecia că ar putea să nu fie neapărat cea mai prietenoasă relație cu ei dacă nu își retrag forțele militare din insule. Pe de altă parte, în Siria ați văzut că încearcă o, hai să zicem, înlăturare a forțelor Statelor Unite printr-o alianță nouă și printr-o nouă idee, să zicem, de a intra împotriva PKK-ului și a forțelor kurde, iar cu prietenul său bun Putin, cred că a avut o discuție de genul acesta. Putin, cred că l-a rugat pe Erdoğan să-i găsească o ieșire. Au început să-și dea seama împreună că lucrurile sunt complicate.
și că oricum Putin este în zona în care trebuie să dispară împreună cu grupul său care au pus la mare încercare rezistența întregului glob, nu numai ucrainienilor, au dus la ceea ce se numește cel mai mare dezastru al acestui secol și atunci Putin caută o ieșire. Probabil că Erdoğan asta și încearcă să facă, din discuțiile probabil intime, să le zicem așa, dintre cei doi, a rezultat faptul că Erdoğan va trebui să vină cu un plan prin care Rusia să-și găsească cumva o ieșire, dar mai ales președintele Putin. Iar astăzi, probabil că asta se va întâmpla, va expune lumii acest plan construit în doi și nu numai de Erdoğan. Înseamnă că ziua va fi foarte interesantă astăzi, pentru că nu e vorba doar despre o ieșire a Rusiei din acest conflict, e vorba despre o salvare a lui Putin. Îmi imaginez că Putin așteaptă un plan de salvare personală a sa. Da, cred că aici este miza acestui joc, pentru că până la urmă i-a cerut lui Erdoğan să îl ajute, așa cum și el la rândul său, Putin l-a ajutat pe Erdoğan atunci, într-o situație critică, l-a rugat să îl ajute cu un plan. Un plan pe care odată a arătat lumii întregi, deja problema ieșirii din această situație, care pare fără ieșire în acest moment, conflictul din Ucraina, deja arată lumii că există o bunăvoință și că există până la urmă o tendință de a pune capăt războiului. Numai că, și aici probabil trebuie spus, nu cred că există din partea Rusiei vreo intenție de a anula acele acte de alipire ilegală a celor patru regiuni ale Ucrainei și nici nu cred că se pune problema pentru Crimeea de a fi returnată la patria mamă, la teritoriul original, legal de fapt. În acest context suntem foarte curioși să vedem care este propunerea președintelui Erdoğan de a se pune capăt acestui, poftim, nu neapărat de a se pune capăt, ci de a înceta focul, dacă vreți, de a crea un armistițiu în acest context în care Ucraina n-a fost întrebată. Ucraina probabil că este la capătul celălalt al firului doar ca receptor, iar cei doi să fie ca emițători. Mulțumesc mult, domnule general, pentru acest decriptaj. Foarte interesantă analiza dumneavoastră, interesantă și ziua de astăzi. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Incendiu puternic la un centru comercial din Voluntari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, se aud explozii în șir din interior din cauza unor cantități destul de mari de combustibil care se află în aceste depozite. A fost emis un mesaj ro-alert pentru cetățenii care traversează, care trec prin această zonă. Încă pompierii se luptă cu flăcările. Revenim cu mai multe informații de la ora 14. Rămânem împreună!